Boris Oduon, care părinți originari din Nigeria, dar s-a născut la Roma, primind cetățenia Italiei. Aspectul fizic nu este singurul lucru comun dintre Oduon și Balotelli. Ambii joacă pe poziția de atacant, au aceeași vârstă și aceeași înălțime. Chiar și așa, noul atacant al echipei Rapid spune că nu este fanul lui Balotelli. I want to be more than him, you know? I want to be more than Balotelli. My example is Drogba. Him is my example. Yeah, I like him because he's a good player and he's a professional even outside, you know, outside the pitch. Până se transfera la Rapid, Oduonc a mai jucat în Liga Superioară din Malta, dar și în divizia a treia valorică din Italia. Atacantul a semnat cu echipa din Ghidighici un contract valabil până în vara anului 2014. Spre deosebire de Balotelli, care costă circa 30 de milioane de euro, Rapid nu a plătit niciun ban pe Oduonc. I think he's a good team. We are young players. And everybody work hard to make good for the team, you know? Este jucător tânăr, 21 de ani, se vede că are perspectivă. Mai are, știți cum spunem, mult de lucru. Totuși, preme că dacă să facă așa tot ce cerim de la el, probabil că azi e un jucător bun. Chiar dacă are doar două zile de când a venit în Moldova, Oduonc a reușit astăzi o dublă pentru Rapid, care a câștigat cu 11-0 meciul cu echipa a doua lui Milsami Ursidos.